o reformă, lucrurile acestea de natură radicală, cred că trebuie tratată problema cu foarte multă prudență, cu realism și mai ales cu transparență. Acesta e un punct de vedere. Al doilea lucru este că fără un sprijin foarte serios din partea dumneavoastră și altor instituții, în principal guvernul și câteva ministere care sunt conectate cu problema televiziunii, nu se va putea face nimic. Acesta este al doilea lucru. Al treilea lucru pe care văd că deja a stârnit multe reacții între amicii mei foști și viitori, este chestiunea depolitizării televiziunii și a faptului că intrăm într-un an electoral. Eu cred că singura poziție înțeleaptă și realistă este să asigur cât am să pot echidistanța televiziunii în anul care urmează. Cred că nu va fi simplu deloc, dar cred că oricine va ocupa acel loc trebuie să se ocupe de asta cu foarte multă atenție. Trebuie să aibă un dialog cu liderii politici și să-i asigure și verbal, dar și prin praxă, că va fi într-adevăr echidistant și că toți candidații și partidele vor avea condiții egale, știți ce înseamnă asta, minute, echipamente, moderatori, formate, deci toți candidații și partidele vor avea condiții egale de competiție în această televiziune care, atenție, este publică. Ea nu e legată de interese private, de bănci, de companii. Va fi o grijă foarte mare pentru că partidele sunt foarte sensibile la acest subiect și foarte ușor te atacă și pe lucruri care nu există, pentru că e un joc politic și trebuie să ai grijă. Aș face și sper să nu se supere nimeni. Televiziunea publică nu e televiziune guvernamentală, cum mulți înțeleg, și în spațiu public, pentru că s-a creat această imagine, dar și printre politicieni. Ea este o televiziune publică. Prin legea 41, o sutime din timpul de programe trebuie dedicate partidelor. Cred că e o misiune foarte grea pentru că intrăm într-o al patrulea punct. Cred că marea suferință a televiziunii sau problema ei în ultimii 10 ani, pentru că din 2005 a intrat într-un declin financiar și a început să facă datorii și să se scufunde, este credibilitatea ei. Practic, în fiecare an și credibilitatea și în consecință, dacă vedeți, și audiențele au declinat, ajungând în momentul ăsta să facă mai mici audiențe decât televiziuni care n-au nicio zecime din angajații televiziunii publice, n-au nicio zecime din echipamentele televiziunii publice și n-au nicio zecime din bugetele televiziunii publice. Această situație este paradoxală și trebuie corectată cât se poate de repede. Dar această credibilitate se câștigă, pe de o parte, prin afirmarea serioasă a independenței ei editoriale și a echidistanței politice. Acest lucru nu se poate face fără sprijinul dumneavoastră, a celor prezenți în sală, membrii acestei comisii, dar și ceilalți membri ai Parlamentului și conducerii partidelor care anul ăsta își vor disputa în mai și în decembrie poziții importante pe eșichierul politic. Cred că rolul meu va fi să asigur acest lucru și să fiu și crezut, pentru că mie mi-e destul de lejer să fac asemenea declarații și să nu pot să fac față presiunii care se va isca. Eu cred, sau mai bine zis, sper să fac față și să mențin televiziunea echidistantă, egală, la egală distanță de toți competitorii politici. Ăsta e pariul, pentru că dacă după un an de zile, pentru că în decembrie viitor vom avea alegeri prezidențiale, voi veni în fața dumneavoastră cu un bilanț negativ din această perspectivă, va fi cu totul un eșec. Cred, și am să vă spun foarte direct acest lucru, politicienii au avut un rol important în deprecierea sau în pierderea credibilității televiziunii publice. La fiecare schimbare de guvern, la fiecare maniere, la fiecare scandal în spațiu public, a fost un amestec politic pe televiziunea publică, pentru că mulți au considerat-o fiind publică, deci nefiind privată, și acolo se întâmplă lucruri, au un ascendent și că pot să intervină fie în politica editorială, fie în bugete, fie făcând anumite declarații în spațiu public. Televiziunea publică e un bun național. Televiziunea publică ține de patrimoniul pe care îl avem, așa cum îl avem, și ea este un bun al tuturor, nu numai al clasei politice, nu numai al guvernelor, sau nu numai al audienței. Deci nu este
dependente strict de audiențe și să fie atent să o servesc. Trebuie tratată în acest fel, în principal. Și aș vrea să închei această introducere, am să mai spun două lucruri. Această situație, dacă vom conlucra și dacă va fi tratată cu realism, repet, cu prudență, deci nu să pornim nu știu ce restructurări, reforme, revoluții, deci s-ar putea rezolva. Este o datorie, și acum intru în partea financiară, este o datorie foarte mare, 2 milioane de euro pe lună sporește cu fiecare lună datoria, 172 de milioane, este un angajament al guvernului de 20 de milioane pe 7 ani, pe care eu mi-l asum, deci cred că a fost o bună soluție și a salvat televiziunea și că trebuie cine se duce acolo să îndeplinească datele contractului și să încerce să repare, pornind de aici, este un ajutor de start, pentru că acolo trebuie făcute și multe alte lucruri pentru a însănătoși financiar televiziunea publică. Această cădere a început cam acum 10 ani, de fapt în 2005, când datoriile au început să acumuleze și intervențiile făcute până acum, nu pot să spun după o zi de cercetare a dosarelor care au fost greșelile anume, am să încerc în următoarele 2-3 luni să le depistez și să fac anumite corecții, dar n-a reușit nimeni să oprească această cădere care este din ce în ce mai iute și cu sume din ce în ce mai mari. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun, televiziunea publică, pentru că e o televiziune publică, cred că trebuie să se uite la un model viabil. Rigoare în politica editorială a televiziunii publice este cel mai bun model pe care îl avem și trebuie ca punct cu punct guideline-ul de la BBC să devină o practică a redacțiilor din televiziunea publică, pentru că marea discuție va fi în acest an pe emisiune de știri, pe talk show-uri, pe campaniile care vor fi și dacă nu stai pe niște reguli foarte clare și dovedite de succes, pentru că asta a asigurat prestigiul BBC-ului, s-ar putea să avem o suită de scandaluri, iar unul din lucruri pe care mi le propun este TVR-ul să nu intre niciunul în 2014, niciun scandal, dacă acest lucru este posibil. Televiziunea română are nevoie de liniște. De liniște ca să se reconfigureze și să poată după un an, doi, trei, să prezinte un bilanț mai bun decât îl poate prezenta astăzi. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc și eu, domnule Tănase. Deci, stimați colegi, haideți, doamne.